Joi 16 iunie, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România, a sosit în capitală vicepreședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, tovarășul Chu Enlai, care în fruntea unei delegații de partici guvernamentale face o vizită prietenească în țara noastră. În alți oaspeți au fost întâmpinați de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Botnăraș, Alexandru Drăghici și alți conducători de partid și de stat. O gardă de onoare a fost aliniată pe aeroport. Erau de față reprezentanții misiunilor diplomatice acreditați la București. Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a adresat oaspeților un cuvânt de bun sosit. A răspuns tovarășul Chu Enlai. Un grup de pionieri a oferit flori. Miile de oameni prezenți pe aeroport au aplaudat puternic pe înalții oaspeți. Locuitorii capitalei au salutat cu căldură din toată inima pe solii poporului chinez. În cursul după-amiezii, tovarășul Chu Enlai a făcut o vizită conducerii de partid și de stat la Comitetul Central al Partidului Comunist Român. În altul oaspete a fost primit de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici și alți conducători ai partidului și statului nostru. Cei prezenți s-au întreținut într-o atmosferă tovărășească de caldă prietenie.